ai întrebat? Da. Te rog. Ce vrei? Mi-a venit o idee să-l bag cu capăci. Du-te, mă. Mai mări suspansul, că nu mi-e frică. Și ce probe? Să mă omor și gata. Nu e așa simplu. Te omor și gata. Ce-am rezolvat? Atunci alege așa ceva mai dur, mai de durată, pe măsura țepei. Nu vrei să iei un loc? Nu. Dar poți să-mi explici de ce ai făcut treaba asta așa de-n picioare? Din două motive. Unu, ca să repar o greșeală. Și doi, o senzație mai plăcută așa când văd că jubilează un român în detrimentul unui țigan. Acum că Relu a dispărut, cine o să fie, mă, bulibașa cinșatră? Ha? Nu știu. Cum nu știi, mă? Mă, cum nu știi, mă? O să fie medalion, că el e băiatul tău, el e în drept să-l urmeze pe tatălui, mă. Medalion are viața lui cu românii. Cum o să vină el așa, trebuie să stea cu țiganii? O să vină, mă, Maurică. O să vină că noi suntem familia lui. Uite, avem bani. O să-i construim, mă, Cilișa, o casă așa cu luxul lui de la oraș, mă. Și ai să vezi că o să vină, mă. Și crezi că dacă îi facem casă, o să vină să stea cu noi aici în șatră? Să vezi tu. Ce ziceai tu, că de ce mai arzi tu pe mine? Din două motive. Unul, că se repare o greșeală. Și al doilea, da, aia cu țiganul și românul. Tu român fiind. Nu te omori. Da. Știi de ce am venit la tine? De ce?
Vreau să mai repare o greșeală. Și pe mine cine mă plătește? Pentru ce? E un efort, te ar pe tine, îl ar pe ăla. E un efort intelectual, da? Trebuie să-mi vină idei și... Știi cum e efortul intelectual trebuie plătit? Am dreptate? Păi ce te plângi? Vă că fumezi trabuce scumpe. Hai să terminăm chestia asta. Din. Da, tot. Zice, vreau eu de la tine. Eu îmi vreau firma înapoi. Ești tu, nu? Nu. Deci eu îmi vreau firma înapoi. Dacă nu poți într-o lună, două, dacă nu în două, nouă. Că dacă nu... Te fac eunuc. Nu asta mea. Adio, Felix. Treci pe băieții. Cât timp îți vrea să rezolvi chestia asta? Maximum 6 luni. Dar nu mai mult. N-are cum. De ce nu mai ai lăsat să-l bag pe ăla, la rotițul să-l bag cu capul acolo în cuptor, să-l țin vreo 20 de minute, să-l prăjesc bine de tot? Oh! Pentru că nu vreau să las mizerie în urma noastră. Plecăm în Italia și îți promit că te las pe tine, da? Să strângi cu noi. Mă, pentru fraierul ăsta eu am un regim special, tăticule. Nu, pac, pac, să-i trag două gloanțe și să termin cu el. El chinui rău de tot, iau un ciocan și de nu-i sparg rotula. Bang, 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 bang. Bang, 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 bang. Hai, calmează-te, mă, lasă-mă cu bang, bang. Bine, m-am calmat. Unde mergem? La state. Să mă sfătuiesc cu el. Să mă îmbăt. Dar ce mergi așa, mă, încet? Dar cum vrei, vrei să mergi? Ce? Ce are? Bă, cărbune acolo. E, bă, cărbun. Lasă-mă în pace. Merg pe permisul tău? Nu merg pe permisul meu? A? Ai uitat ce am pățit cu Gaborul? Vrei să mă chiar la prânaie? Și plus de asta vezi că nu mai e ce știi tu. Armandul s-a schimbat. Eu acum dacă mă oprește Gaborul, nu-l mai bat. Mai întâi îl scuip firar măsa dracu și după aia îl bat. Bravo, înțeles? Bravo, bravo, bravo. Ai crescut mult. Dar manochii mei, că în rest tot cu perna sub corp îmi duci. Hai mă, bagă cărbun. Ce haios ești. Da. Vezi că te-au auzit niște români de toți banii. Ajungi la pedale? Hai odată. Vai, ce haios ești. Ține mâna pe volan. Dar de ce dai pre mine? Ține mâna pe volan. E bine, ține mâna pe volan. Hai dă-i, hai dă-i, tăticu, mă, dar unde te grăbești, zici că e vreun meci? Unde te grăbești? De ce meci îți dau ție acum? Să vezi ce meci? Hai, bre, lasă-mă, că m-ai zăpăcit. Hai, fă, aia zi, fă stânga, fă dreapta, aia mergi încet, mergi tare, că... Mai lasă-mă în pățină. Taci! Condu. Uite, Gabur, vezi? Dacă mergeam tare acum, nu mă lua fraierul, ha? Uite, acum... Cu fraierie? Păi uite, am trecut pe lângă el frumos. Rămâta, drept. Păi, dar tu ce vezi pe acolo, voi unde uiți? Nu vă vrea nimica, dar voi pe unde vă uitați? Păi ne uităm pe aici, pe la colțuri, pe superdele, pe tu vezi prin perdea, ești nebun. Păi am crezut că vă prin perdea. Bă, dar ce jegoș și relul ăsta, să lase la așa o rușine pe capul lui tata Aurica. Cine o să speră onoarea lui tăticu acum? Bre, dar o să fie bine pentru voi, că dacă vine iar tăticu bulibașă... Lenții s-au umplut de goldenul, smeralda iarăși plină de aur. Bă, dar e bine cât un viol din ăsta din când în când. Eu n-am avut noroc. Ce vrei, fă, tu? Vă vrei viol? Ia-ți, vă vrei viol? Firea dracu să fii tu și banii aia. Pentru la bani te gândești cine dracu mai ia pe smeralda aia așa făcută-ți drențe? Tu ești proastă? Un căitor bun, mă! Și sara!
Fuda, că-ți dau un apuncă. Pepezu, lasă-mă, lasă-o. Lasă-o, că are dreptate. Ce are să știi că are dreptate, Izaura ta. Păi așa e, mă. Cocoșe e cel mai bun medicament de uitare. Cum îți aduce aminte? Pac, ai scos cocoșelul, ai uitat. Da, mânca, bravo. Să te văd eu cu una de-aia, să vezi atunci cum râde toată lumea de cocoșelul tău. Mai faci pac, ai uitat. E, lasă-mă, că la banii aia, lasă redă. Eu mă duc la disco. Ce vorbești? Fă! Stai, fă, că lepăt copilul. Mi-a venit drace pe tine. Ce ai făcut, ce? Păi dacă tactul ajunge iar bulibașă, copilul meu și cu copilul tău o să ne omorâm amândoi pentru bulibășală. Doamne, prostii vorbești. Cum să ne omorâm fă pentru bulibășală? Păi copilul meu o să fie bulibașă, că are și tată și mamă. Nu, nu, că eu sunt mai victimă. O să fie primul bulibaș ales de milă, că noi n-am avut fericirea voastră de familie. Și dacă eu îl omor pe Elvis, suntem iar egale. Și dacă te omor eu pe tine, fă? Stai, bă, că-mi strici nu, poziția. Că eu știu ce trebuie să fac atunci. Poate că faci fată, fă proastă care ești. Păi și dacă fac băiat? Îl iau pe rubinul de bărbat și te-am închis. Păi și el te ia pe tine, fă? Păi cum fă să nu mai ia, că e limbă după mine? Da, fă, e limbă după tine. Bă, să știi că așa e, că de-aia se duce la Italia și o ia pe rodea după el, că e limbă după tine. E, uite că pe asta n-am știut. Bă, fiți atenți aici! Copilul meu o să fie bulibașă! E născut primul! Așa. Ce să mai duc? Te dracu, eu nu trebuie. Bă, dar mă dai multă mine! Dai, dă-te dracu de aici! Violul tău! E paz la mine pentru deranj, dar nu știu ce-ați făcut apelat de la Venus, nici prieten. Problem. Din partea lui Venus suntem luna state, deci e ok. Bine, bine, bă, mare problem. 40 de grade nu vine deloc. Nu aduceți copilul aici, vă rugăm. Știai că e arab? Nu. O salvare. Nu știu, o chema salvare la voi la țară, nu problem, nu. Nu știu. Are febră de mult timp? După amiază nu trece deloc. Dar mama lui unde? Nu este mama la el. Dar dumneavoastră sunteți tatăl copilului? Asana meu, copil la mine. După ce îl luăm pătit, o să fugim de aici. Undeva unde să nu ne găsească nimeni niciodată. O să ne ascundem bine de data asta. Nu pot tot fugit. Acum. Cosmin ne-a ajutat la mine intrat în protecția martor. A avut reguli. Adică nu mai putem să fugim niciodată de aici? Fugit. Dar nu acum. Uite, acceptat. La spital. Nu putem consulta de acasă. Plătesc oricât problem bun pentru el. Credeți-mă, trebuie să mergem urgent la spital. Sunt medic pediatru și știu ce stau. Are viroză. Și este grav pentru vârsta lui. Are nevoie de oxigen. Haideți să mergem. Dar eu nu am asigurare sănătate la ceară. E problemă. Nu, când e vorba de urgență, nu se uită nimeni la asigurare. O să fie bine. O să fie pe mâini bune acolo. Haideți să mergem. Problem bun, după masă a făcut febra, nu trece. Mergem la spitalul la care lucrăm noi, o să fie bine. Bine la voi. Da, haideți să-i mergem.
Haideți, grăbiți-vă, da? Gata, iubire, gata, gata, gata. O să ne facem bine, gata. Gata, îngeraș. Gata, gata.